Mântuirea are trei etape și aș dori în clipul acesta să ne uităm la legătura dintre aceste etape ale mântuirii. În primul rând, prima etapă a mântuirii este primirea mântuirii. A doua etapă este perseverența sau păstrarea mântuirii, iar a treia etapă este perfectarea sau desăvârșirea mântuirii noastre. Teologic vorbind, prima etapă a mântuirii este numită convertire, care are două aspecte, credința și pocăința. În multe locuri din Sfânta Scriptură, ea este sumarizată așa. Perseverența sau păstrarea mântuirii mai este numită sfințirea progresivă, iar ultima etapă a mântuirii este numită, în general, proslăvire, sau, ca să folosim un termen biblic, ea este numită și desăvârșire. Însă, întrebarea este cum se leagă aceste trei etape între ele. Primirea mântuirii se face, bineînțeles, prin credință, iar credința este întotdeauna legată de pocăință. Însă, întrebarea este perseverența, a doua fază a mântuirii, cum este păstrată, cum este lucrată în noi. Cu siguranță credința nu își pierde rolul, însă această credință conține în ea un principiu viu, supranatural, dinamic, activ, care va duce întotdeauna la fapte ale credinței. Da? Așa că perseverența mântuirii nu are loc prin fapte. Nu are loc prin fapte, ci conține întotdeauna fapte. Conține fapte care sunt un rezultat. Da? Sunt un rezultat. Deci credința rezultă în fapte. Deci conține fapte, perseverența. Fapte ale credinței. Da? Fapte ale credinței. Adică fapte de supunere, cum vreți să le numiți, de ascultare, sfințire, și așa mai departe. În același timp, putem spune că acest act sau aceste acte care conțin perseverența, da? Acest proces al perseverenței sau al sfințirii progresive este o condiție necesară proslăvirii. Dar trebuie să avem foarte mare grijă la cuvântul condiție. Cu alte cuvinte, fără perseverență, fără sfințire, nu putem să fim proslăviți. Nu avem cum să intrăm la final în împărăția lui Dumnezeu. Totuși, este important de observat că, deodată ce această perseverență, această sfințire progresivă este un rezultat al credinței, în ultimă instanță și proslăvirea depinde tot de actul credinței. Da? Așa că mântuirea toată, de la început și până la sfârșit, este prin credință. Dar este printr-o credință sfințitoare, o credință care se supune, o credință care ascultă, o credință care face voia lui Dumnezeu, o credință activă, dinamică, puternică, o credință care este darul lui Dumnezeu, o credință supranaturală, o credință care conține în ea un principiu activ de viață supranatural, ce îl direcționează și îl împinge pe om spre lucrurile lui Dumnezeu, spre viața veșnică, spre Domnul Iisus Hristos. De aceea, deși suntem de acord și trebuie să spunem răspicat lucrul acesta, mântuirea este numai prin credință, totuși mântuirea conține în mod obligatoriu, inevitabil, fapte.